Evanghelia după Luca, capitolul 2, la versetul 25 până la versetul 33 vom citi Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Luca, capitolul 2, la versetul 25 până la 33. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta aducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta învierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Domnul și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Amin. Așa să facem ce am făcut și dimineață, să spunem încă o dată rugăciunea pe care o spunea tânărul Samuel. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascult. Haideți să o spunem cu voce tare, cu credincioșie și să cerem într-adevăr ca Domnul seara aceasta din nou, el să ne vorbească. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea încă în seara aceasta să vă salut cu drag, să spun că ne-am bucurat tare mult să fim împreună cu dumneavoastră. Ne-am bucurat în cele patru întâlniri pe care le-am avut împreună, două cu surorile și chiar mă bucur de lucrarea care se face. Domnul să întărească pe sora Lavinia și pe toate surorile care sunt implicate într-o lucrare așa de frumoasă și importantă. M-am bucurat să ne revedem cu frați dragi, cu frați cu care am fost împreună 5 ani de zile la școală, la facultate și, așa cum spunea fratele Vigi de dimineață, buchiseam și căutam să învățăm cât mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze ca biserică și să vă întărească împreună cu fratele Dani Giovan. Domnul să vă binecuvânteze. Este o bucurie pentru mine să-l văd plin de râvnă. L-am cunoscut în multe întâlniri în zona aceea noastră a Banatului. Venea la evanghelizări împreună cu grupuri de slujitori, de cântăreți. Ne-am bucurat și la Vâlcota și doresc din toată inima harul Domnului să fie revărsat peste dumnealui, peste familie, peste micuțul pe care îl are, să crească Dumnezeu mare și să-l binecuvinteze și să puteți să vă bucurați împreună în slujire. Amin. Vreau să vă spun că ne bucurăm tare mult astăzi și apreciem surpriza pe care ne-a făcut-o fratele Tari împreună cu sora Lili. Domnul să-i binecuvinteze. De când ne-am cunoscut, inimile noastre s-au legat una de cealaltă și copiii noștri sunt prieteni buni, noi am rămas prieteni buni și ne bucurăm ori de câte ori ne putem întâlni. Am fost de multe ori în sectorul pe care fratele Tavi l-are, dânși au fost la noi în biserică, am fost împreună la evenimentele de familie pe care le-am avut și este o bucurie pentru noi. Noi ne-am văzut prima dată la o nuntă, când un fecior din Australia a venit și a găsit o fată, știți unde, tocmai la Bucerne. Acum, ăsta era de mulți ani în Australia, atunci de mic, prunc de păstor, și a găsit o fată în România și i-a scris o scrisoare. Și am și acum, din ziua aceea, anunții, mi-a dat o dată, mi-a dat scrisoarea aceea și îmi spune, uite ce i-am scris. Și o scrisoare, o spun, o citesc așa câteva strofe din ea, un fel de poezie, scrisoare, pe care i-a scris-o el la Florina, da? Și încerca să explice cum stau lucrurile. Și spune cam așa. El, acum știți, vorbea și românește și engleză. Împinat un pic, dar tinerii vor pricepe. I love you așa de tare, încât ai primit că mor. You are so încântătoare, oh my dear, cât te ador. When I go la braț cu tine, mă simt very mărgulit.
Căci aduc-mi toți la mine. O, am so fericit. O, ar fi atât de bine, va fi simt, nu-i chiar așa. Căci ai tel ce simt în mine, dar nu smile și smile într-una. Am desen, I love you, dragă. Cum ai mas să-ți mai vorbesc? You are totul pentru mine, and I want să te întâlnesc. But it's difficult, des bine, căci ori mother e pe fază și din 5 în 5 minute chiar puri te controlează. Acolo am reușit să o cucerească și să o ia cu ele în Australia. Au și copilași și dorim bine cântarea Domnului. Dragii mei, am vrea seara aceasta să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam și dimineață că am stat înaintea Domnului să cer ca El să-mi pună un cuvânt pe care să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Sigur, și în seara aceasta am făcut la fel. Domnul mi-a îndreptat inima spre mesajul acesta. Vreau să vă spun că nu este neapărat un mesaj strict doar pentru evangelizare. Asta spun pentru cei din biserică. Noi mergem mult la evangelizare și facem lucrul acesta, însă în seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj care să-l am și pentru adunare, și pentru mine, și pentru toți cei care sunt astăzi invitații noștri. Domnul să le binecuvânteze. Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care vrem să le vedem făcute atunci când vorbim de evangelizare, este ca cei care vin în biserică să înțeleagă ce este aceea evangelizare. S-ar putea să fie aici în seara aceasta prieteni care au zis, venim și noi la evangelizare, dar ce-o fi aia? Ce ne face la evangelizare? Vreau să spun pentru cei care poate sunt pentru prima dată sau au fost de puține ori, ce înseamnă evangelizare? Știu că biserica știe. Evangelizare vine de la cuvântul Evanghelie. Iar cuvântul Evanghelie, în limba care a fost scris în Noul Testament, în limba greacă, înseamnă veste bună. Dragii mei, știți ce este evangelizarea? Știți ce trebuie să fie evangelizarea? O veste bună. Dar eu vreau să spun nu doar o veste bună, ci cea mai bună veste care poți auzi sub soare. Între atâtea vești rele care te îngrozesc. Între atâtea oameni care mor într-un loc sau într-altul, în țara noastră sau în Europa, între atâtea pericole care ne fac, vreau să vă spun în seara aceasta, la mintea și în partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne trimite o veste bună. Cea mai bună veste care este sub soare, că El a trimis pe Fiul Lui să moară în locul meu și în locul tău. Pentru că dacă eu îl primesc El ca Domn și Mântuitor personal, să pot să fiu cu El în slava Lui. Domnul să ne binecuvânteze. Dar asta cred că este cel mai important lucru, să pot într-o zi, de aici, din biserică, să fiu cu El în slavă. Okay. Vreau să vă spun ceva. Suntem și trăim într-o țară care se numește creștină. Marea majoritate din țara aceasta spun creștini. Dar știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor. Este una dintre cele mai mari avertizări pe care le face Domnul Iisus Hristos în finalul celui mai mare și important mesaj pe care l-a avut în fața oamenilor din vremea Lui. În predica de pe munte, pe final, în fie predica, cu această avertizare, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, nu oricine merge pe la biserică, va și intra în cer. În seara aceasta, știți cum am intitulat mesajul pe care vreau să-l am înaintea noastră și Domnul să ne vorbească? Omul pregătit pentru cer. Ești pregătit pentru cer? Dacă nu orice cine zice, Doamne, Doamne, dacă nu-i destul doar să fii undeva într-o biserică, să mai mergi pe la biserică, să mai spui, Doamne, Doamne, din gând în gând, ce trebuie să fac ca să fiu pregătit pentru cer? Dacă în seara aceasta, dacă în seara aceasta vine Domnul, dacă în seara aceasta, înainte de a mai merge noi acasă, înainte de a mai ajunge noi la Timișoara, dacă în seara aceasta sau în noaptea aceasta sau mâine dimineață vine Domnul pe norii cerului și sunetul trâmbii se va auzi și toată lumea se va înfățișa înaintea Lui, vei fi gata să te înfățișezi? Ești pregătit pentru cer? Știți, eu ca păstor și cred că sunt în asentimentul fratelor mei colegi care sunt aici la un sabat, îmi doresc cel mai mult, nu neapărat să fie biserica neîncăpătoare. Da, ne-am dorit aceasta. Am vrea din toată inima. Auzim multe rugăciuni. Doamne, umple locurile goale. Amin. Două, Doamne, că sunt atâta de mântuit. Dar ce-mi doresc cel mai mult este ca toți cei care sunt
sunt în bisericile noastre să fie oameni pregătiți pentru cer. Amin. Oameni care în momentul în care Domnul ne cheamă acasă, fie că ne cheamă pe rând, și nu știu niciunul dintre noi care este următorul, fie că va veni pe norii cerului și vom merge tot înaintea Lui, să fim pregătiți pentru cer. Mi-aduc aminte, eram copil, eu m-am născut în Banat, însă bunicii mei și părinții mei au venit din zona Ardealului, din Vadul Grișului, undeva în Florarea și Cluj. Am venit acolo prin 50 și eu, crescând în Banat, acolo lângă Timișoara, acum câmpie, în fiecare vară mergeam cu mămica acasă la bunicul la Vadul Grișului. Nu era bucurie mai mare pentru mine decât să merg într-o zonă de munte, acolo e Grișul repede, este o peșteră, e o zonă frumoasă și când mergeam acolo, mi se părea mie că merg la capătul pământului și era un loc extraordinar. Dar foarte interesant a fost pentru mine să observ încă de mic că bunicul avea câteva tablouri pe care înainte știți că erau tablouri cu versete din Biblie, erau puse în casa lui și unul era chiar în camera în care intram și acolo sub tabloul acela era patul bunicului. Știți ce scria pe tabloul acela? Scria Amos 4:12. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Când am început să buchisesc, să citesc, am citit. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și m-am întrebat, de ce a pus bunicul acest verset deasupra patului său? Pentru ca primul lucru pe care îl vede dimineața când se scoală să fie acesta și ultimul lucru pe care îl vede seara când se culcă să fie acesta. Când am ajuns mai mare, am început. Bunicul era un om credincios. Era un om care cunoștea pe Dumnezeu. Și a înțeles că nu este o importanță mai mare, nu este lucru mai de mare prioritate, nu este lucru mai important în viața lui, decât să-și aducă aminte în fiecare zi că pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu este cel mai important lucru. Amin. În seara aceasta nu vă doresc altceva decât toți care suntem aici. Și cei dragi ai noștri care nu sunt aici. Să putem să fim pregătiți pentru cer. Amin. Dragii mei, da, secundă întrebare. Putem afla în seara aceasta dacă suntem pregătiți pentru cer sau nu? Se poate vedea din ceva? Există cumva oameni care au putut să declare eu sunt pregătit pentru cer? Eu sunt gata? Ei, vreau să vă spun că în seara aceasta ne vom uita la un om care a avut momentul acela în viața lui când a declarat, Doamne, acum slobozește în pace pe robul tău. Că sunt pregătit pentru cer. Și vom uita în viața lui să vedem câteva lucruri pe care el le-a făcut, pe care le menționează Sfânta Scriptură și apoi să ne uităm la noi. Noi vreau în seara aceasta decât să facem, dacă vreți, o radiografie a vieții noastre. Să stăm și să ne uităm și să ne verificăm. Oare suntem pregătiți? Vedeți, este atât de important și în domeniul fizic, medical, să-ți faci din când în când analizele. Vă spun asta ca unul care a trecut printr-o experiență de felul acesta în care cineva drag în familie nu și-a făcut analizele cât trebuia și ca să fac povestea mai scurtă, într-o seară veneam de la evangelizare dintr-o localitate și mă sună tata meu, Marius, vino acasă, vino până la noi. Erau vreo 10 km distanță, m-am urcat în mașină și am plecat, deci mama nu se simte bine. Am ajuns acasă, mama era rău și tot mai rău, era noaptea 11, am văzut că nu este de joacă, am sunat la salvare, am venit salvarea, am dus-o la Timișoara, am dus-o la spital, i-au făcut cercetări de noapte aceea și apoi medicul a venit spre dimineață de la 5 la mine și mi-a zis, domnul Ian, ne pare rău, dar pentru mama dumneavoastră este prea târziu, are cancer în metastază. Nu se mai poate face nimic. De ce n-ați venit mai de mult? De ce n-ați venit măcar un an sau doi ani în urmă? Zic, nu știu. N-am știut, poate n-am știut nici an. A fost vreo 10 ani în urmă la un control și era așa, un început de ceva, dar nu m-a băgat în seamă. Dar când am mers, a fost deja prea târziu. Știți că se poate întâmpla și de punct de vedere spiritual să tot amâni și să tot amâni și într-o zi să fie prea târziu? Și, într-adevăr, mămica mea a plecat în veșnicie la câteva luni după aceea. Mă rog, din toată inima în seara aceasta, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și să ne ajute să ne uităm sincer la viețile noastre și să putem să vedem, suntem pregătiți pentru cer? Pentru că e cel mai important lucru din viața ta. Cea folosit unui om spune Domnul Iisus Hristos, să știți de cât? Tot mediașul, tot județul Sibiu, va fi ceva. Toată România, toată lumea. Ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își va pierde sufletul? Dacă nu poate să aibă sufletul mântuit și să fie într-o zi în cer, nu îi folosește la nimic. În seara aceasta, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu,
să vedem că se poate vedea dacă ești pregătit pentru cer sau nu. Se poate vedea din trei lucruri. Ne vom uita la omul acesta, la Simeon, și aș vrea să vă spun că cel puțin trei lucruri pe care le găsim menționate aici pe Cuvântul lui Dumnezeu ne poate arăta dacă suntem și noi pregătiți pentru cer sau nu. Primul lucru pe care putem lua atenție și putem vedea că suntem pregătiți și care ne spune dacă suntem pregătiți pentru cer, este trăirea ta. Trăirea pe care o ai ne poate spune dacă ești un om care te-ai pregătit pentru cer sau nu. Un om care este pregătit pentru cer trăiește altfel decât un om care nu este pregătit pentru cer. Haideți să vedem cum era trăirea acestui om. Ne uităm la versetul 25 care spune așa. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta aducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Cum este trăirea unui om care este pregătit pentru cer? Cel puțin trei lucruri trebuie să menționăm aici, sau să le subliniem, bine, sunt menționate în Biblie. Primul lucru, trăirea unui om pregătit pentru cer este cu viață sfântă. Era de nu să zic un om numit Simeon și omul acesta ducea o viață sfântă. Dragii mei, ce înseamnă Cuvântul Sfânt? Vreau să vă spun că sunt multe locuri unde se predică sau se vorbește despre Dumnezeu, dar tot mai mult se scoate afară cuvântul păcat. Și tot mai puțin se vorbește despre sfințenie. Dar vorbim despre un Dumnezeu care este bun, milos, îngăduitor și sunt astăzi biserici, poate chiar mare lume, care vorbesc despre astfel de Dumnezeu, dar uite să mai spună că același Dumnezeu este și un Dumnezeu sfânt. Și dacă ar fi să tragem un fir roșu dintr-un capăt al Bibliei până în celălalt, dacă ar fi să luăm un verset care scrie un verset cheie, care ne spune ceva despre Dumnezeu și despre noi, ar fi acesta, fiți sfinți că și eu sunt sfânt, spune Dumnezeu. Ce înseamnă sfânt? Sfânt înseamnă să fii consacrat, pus deoparte, luat de undeva și pus deoparte special pentru Dumnezeu. Sfânt înseamnă să fii luat din lumea aceasta, să fii avut o zi când Dumnezeu te-a luat din lumea aceasta, pentru că tu ai înțeles că ești un om păcătos. Ai înțeles că plata păcatului este moartea. Și ai fost gata să acest pe Domnul Iisus Hristos și să intri în apa Botezului ca să mormântezi tot trecutul tău. Și Dumnezeu te-a scos de acolo, te-a înviat la o viață nouă și acum te-a pus deoparte ca să trăiești o viață sfântă mai departe pentru El. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Dar mai mult decât atât, vreau să vă spun că Sfințenia spune Cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 93:5. Psalmul 93:5 este un psalm foarte frumos și el ne spune în felul următor. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate, iar Sfințenia este podoaba casei tale. Amin. Pentru cât vor ținea veacurile, podoaba casei lui Dumnezeu este Sfințenia, slăvit să fie Domnul. Mai mult decât atât însă, vreau să vă spun că Sfințenia nu este ceva opțional. Știți? Dacă vreau, dacă îmi place, dacă am timp, o să mă sfințesc și eu. Știți ce spune Cuvântul Dumnezeu în Evrei, capitolul 12, versetul 14? Urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care câți? Nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nimeni! Știți ce înseamnă? Ce am înțeles eu că înseamnă să te sfințești? Înseamnă să schimbi stăpânul. Pavel spune în Romani capitolul 6 cu 12 păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre. Să lași ca un alt stăpân să vină în viața ta. Diavolul să fie alungat. Firea ta răstignită. Și să lași pe Domnul Iisus Hristos să fie El stăpânul tău. Să lași pe Duhul lui Dumnezeu ori de câte ori. Poate greșești. Să te atenționeze, să-ți spună și să fii receptiv la ce spune El. Vă dau un exemplu. A fost odată un om care se credea că este foarte bun. Și într-adevăr era bun. Am amintit despre el într-una din cântări. Omul acesta ajunsese să fie împărat, regele lui Israel. Într-o zi s-a gândit el că nu merge la oaste, nu merge la război, pentru că nu era o luptă așa de importantă. Generalii nu puteau să facă asta pentru el și a rămas acasă. A rămas acasă și se plimba pe zidurile palatului său. Când am fost în Ierusalim, am văzut cetăția lui David și am umblat pe locurile acelea. Se plimba și jos în vale, s-a uitat și era o femeie care se scălda. Istoria o știți mai departe. David păcătuiește. Și David a zis, măi, sunt împărat. Lasă că rezolvi o problemă. S-a rezolvat problema și un an de zile n-a știut mai nimic.
ai văzut? Ai văzut să poate rezolva. Ea s-a rezolvat. Până într-o zi, țăranciul copil, trecuse vacunat, într-o zi vine la el, om al lui Dumnezeu, și spune, auzi, spui ceva. În împărăția ta este un om. Un om care are foarte multe ochi. Dar este și lângă el un vecin care n-are decât o singură melușa. Și ce-a făcut ăsta cu multe ochi? Ce? Ăsta cu multe ochi, când i-a venit un musafir, musafirul ăsta a urcat din multele lui ochi. Și a luat singura melușa pe care a avut-o cel sărat și a făcut mâncare din ea pentru musafirul lui. Și David spune, extraordinar, cum se poate un asemenea mișel la mine în împărăție? Imediat să fie pedepsit, imediat să plătească, imediat să-ți ia măsuri. Și spune omului Dumnezeu, star, tu ești acela. Și în momentul acela, David nu înțelege că nu e de joacă. David înțelege că a păcătuit. David se ia cu mine de păr și scrie psalmul pe care îi face public și cântă și cere mila și îndurarea și iertarea lui Dumnezeu peste viața lui. Și înțelege că păcatul nu-i de joacă. Și înțelege că Dumnezeu înaintea căruia El este, este un Dumnezeu sfânt. Înaintea căruia nu poți să stai decât dacă ai o viață sfântă. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Vă zice unii astăzi. Păi dacă e așa, atunci nu vrei. Că să fii sfânt, adică să nu te înveți, să nu curtești, să nu faci ce-ți place, să nu furi, să nu înșeli. Păi nu ne place, că aia nu-i bucurie. Ce bucurie aia la o viață de felul acesta? Frații mei, credeți cumva că adevărata fericire și bucurie este doar într-o noapte de destrăbălare? Nu, vreau să vă spun că am vorbit cu mulți și am auzit multe mărturii. Au fost oameni mari, bogați, oameni care au avut parte de astfel de lucruri și au declarat după aceea că sunt mai buni, mai deci, mai fără bucurie. Știți ce spune însă Domnul Iisus Hristos în timp ce stătea cu ucenicii și este descris în Ioan capitolul 15, versetul 11? Auziți, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Oare viața de credință este o viață fără bucurie? Nu! Vine Domnul Iisus Hristos și spune după ce le-a spus toate lucrurile acestea ucenicilor, le-a spus aceste lucruri cu scop. Pentru ca bucuria mea, o bucurie extraordinară de mare, să o aveți și voi. Și să vă fie bucuria voastră nu mică, ci de plină. Amin. Dragii mei, cum era viața unui om pregătit pentru cer? În primul rând, o viață sfântă. Cum este viața ta? Cât de mult te rugi pentru Sfințenie? Cât de mult ai înțeles că este așa de important lucrul acesta? Dacă n-ai avut o zi în care să-i cer Domnului să-ți ierte păcatele și să-ți mergi să mărturisești pe El ca Domn și să intri în apa botezului ca și om mare, n-ai început acest proces. Iar după aceea trebuie să-ți păstrezi haina curată, pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu că fără pată și fără zbârcitură va trebui să o plătești înainte de Dumnezeu. Iar fără haina aceasta nu poți intra la nuntă. Nu poți intra în cer înainte de Dumnezeu. În al doilea rând, dacă să ne uităm și să vedem că trăirea unui om care este pregătit pentru cer este într-adevăr o viață sfântă, dar știți ce spune aici, am găsit în continuare? Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Cu frica lui Dumnezeu. Ce înseamnă frica de Domnul? Foarte mulți oameni cred că frica de Domnul înseamnă doar să ai grijă atunci când tună și trăznește, să nu cumva să te lovească. Să nu cumva să coși sau să faci ceva când e vreun sfânt. Să nu cumva să suferi în felul acesta pe Dumnezeu. Auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu însă despre lucrul acesta. În Proverbe spune Cuvântul astfel, 9:10, începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința Sfinților este priceperea. Cu alte cuvinte, frica de Domnul nu este altceva decât începutul înțelepciunii. Adică să începi să fii înțelept. Înțeles ca Dumnezeu. Să înțelegi ce-i place lui Dumnezeu și ce nu-i place lui Dumnezeu. Dar pe pagina cealaltă, 8:13, spune așa, frica de Domnul este urârea răului. Frica de Domnul este urârea răului. Să înveți să urăști ce urăște Dumnezeu și să iubești ce iubește Dumnezeu. Lumea astăzi este inversată, bulversată de către diavolul. Și oamenii iubesc ce n-ar trebui să iubească și urăsc ce n-ar trebui să urască. Astăzi oamenii vin și spun, nu ne trebuie biserică, nu ne trebuie mântuire, nu avem nevoie de asta, vrem cu totul altceva. Dar va veni o zi când se vor împărțișa înaintea lui Dumnezeu și vor vedea că toate care poate le-au considerat bune sunt astăzi lucruri care au dus în ea. Amintiți-vă de pilda pe care o dă Domnul Iisus Hristos cu bogatul și Lazar.
Când ajunge bogatul acolo, îi spune, uite, ești aici pentru lucrurile acestea pe care tu le-ai făcut. Tu ai căutat lucrurile bune și ai ajuns pe ele în iad. Și la altfel le-a căutat pe cele rele și a ajuns cu ele în cer. Cum adică te caut și să-ți iei de la viață lucruri bune? Da, lumea spune, asta e bine. Să mâncăm, să trăim, să ne trăim viața cum vrem noi. Și rău, o să te pocăiești, să te duci la biserică, să cânti pe eu din aceeași carte, din citit aceeași carte veche. Asta nu ne trebuie așa ceva? Numai când ajungi înaintea lui Dumnezeu, dai seama că lucrurile sunt exact invers, exact pe dos. Ce pare rău în ochii lumii, este bun și sfânt în ochii lui Dumnezeu. Și ce pare astăzi rău în ochii oamenilor, viață curată, viață sfântă, frică de Domnul, este bun, curat și sfânt înaintea lui Dumnezeu. Cum este viața ta? Ne uităm aici și citim încă o dată. În Ierusalim era un om, numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă, era cu frica de Domnul și încă ceva. Și aștepta mângâierea lui Israel. Întrebam, se poate vedea prin ceva dacă ești pregătit pentru cer și ne-am oprit la primul lucru. Se poate vedea prin trăirea ta. Trăirea unui om pregătit pentru cer întotdeauna va fi cu viață sfântă, va fi întotdeauna cu frică de Dumnezeu, dar încă ceva. Trăirea unui om pregătit pentru cer va fi cu așteptări mobile. Dragii mei, care sunt așteptările tale, ale noastre, de la viață? Știți că din punctul de vedere al ceea ce așteptăm de la viață, oamenii se fac în două categorii? Și vreau să citesc un verset. Coloseni, capitolul 3, versetul 1 și 2. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, stai puțin, dar când am murit? Se vede că am murit? Când am intrat acolo. Eram odată în Republica Moldova, într-una din turneile noastre de evangelizare și aveam într-o zi trei evangelizări în trei localități diferite. Și la amiaz, păstorul ne cheamă și intra undeva cu ușa din spate, direct în birou și spune, n-am fost încă în biserică, spune, fraților, uite cum o să facem, e programul foarte aglomerat, știu că suntem obosiți, venim de la o altă localitate, de altă evangelizare, aveam atunci la amiaz, undeva de la 2 la 5 un serviciu și mai aveam încă un seara în altă parte, în altă localitate. Dar zice, uite, cum o să facem? O să facem în felul următor. Întâi o să facem înmormântarea și după aceea, sora Davita o să vină să aibă programul cu cântările și apoi Dumnezeu o să predice. Când am auzit eu cum mai atunci o înmormântare, mă și vedeam pe la marginea satului Ciocurciu, mergând prin brațul de acolo, cu mortul după noi și zic, numai înmormântare nu mai trebuia. Nimic altceva decât o înmormântare, dar ce să faci? Era un sabit, trebuia să te compune și au zis, asta este, merge la înmormântare. Și văd că el zice, vine după mine și intrăm în biserică și când intru în biserică, o groapă mare cu apă în ea și 6 oameni îmbrăcați în haine albe. Și în momentul acela am înțeles, oh, asta e mormântare. Ei la botez spun mormântare. Și într-adevăr, așa este. Da, botezul înseamnă mormântarea omului vechi. Înseamnă să îngrop tot trecutul meu, tot ce a fost rău în viața mea, să am o zi în care dețin dinaintea lui Dumnezeu, eu personal, să intru acolo. Și să mormântez și-o fost, să nu-și mai aduc aminte mine, Dumnezeu să arunce în groapa uitării, viața, păcatele, toate lucrurile mele. Tu este acolo un om nou, care caută pe Dumnezeu. Și acum revin, știi ce spune Pavel? Dacă deci ați înviat, ați murit cu Hristos, și acum ați înviat, când ești afară în apă, învie la o viață nouă, la o trăire nouă, slăvit să fie Domnul. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Revin. Știți că din punctul de vedere al așteptărilor, oamenii se împart în două categorii. Unii care tot ce așteaptă de la viața aceasta, așteaptă de jos. Tot ce așteaptă ei de la viața aceasta, toate speranțele, tot ce așteaptă ei de la viață, sunt legate de Domnul. O casă mai bună, o mașină mai scumpă, un concediu mai frumos, un salariu mai mare, tot ce așteaptă ei de la viață, este legat numai de Domnul. Dar știți că mai este o categorie? Unii care toate așteptările de lume sunt legate de cer. Ei așteaptă cerul noi și un pământ nou. Ei așteaptă nunta mielului. Ei așteaptă străzile de aur de unde vor umbla împreună cu Domnul lor și Mântuitorul lor. Dragii mei, din care categorie facem parte? Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute astăzi să ne cercetăm și să verificăm inclusiv așteptările noastre, nu cumva sunt legate numai de Domnul.
pământ și facă Dumnezeu seara aceasta să ne legăm de cerea. Pentru că avem o întâmplare cunoscută, povestită de frații păstori imediat după Revoluție, un om care a avut un fiu. După Revoluție a început să facă afaceri și afacerea a început să-i meargă bine. Și nu-i nimic rău să faci afaceri, nu-i nimic rău să poți să câștigi bani și dar să fii înțelept, să știi cum să-i chibernizim. Omul acesta însă a făcut afaceri și într-o zi fiul lui a sărbătorit ziua de naștere. Și acum, zice, mai, cum să-l cinstesc eu pe fiul meu? La 18 ani, când a făcut majorat, s-a dus, a dus într-un magazin de mașini. Ce dorești în tine la 18 ani, mai mult decât orice? O mașină, dacă se poate și nouă, și pe vremea aceea, dacă era și străină, era extraordinară. Se duce într-un magazin, pune pantalon și ia o mașină nouă, nu înță. O duce în fața casei și intră și se duce în camera unde se vorbea cu prietenii lui și se arăta ziua de naștere. Și spune, dragul tati, vin aici. Vreau să-ți arăt că tata tău te cinstește astăzi și ți-o cumpărat de ziua ta o mașină nouă, nouță și arată chei. Nu mai poate copilul de bucurie, stare în gâtul lui. Și merg afară și spune, tata, hai să încercăm, nu mai, hai să încercăm. Se duc, intră în mașină și merg undeva prin spate, pe un drum și în mașina nouă, experiență puțină la volan, copilul mână cam tare, într-o curbă, ies afară. Zboară de pe șosea, se zvezi de un pom, sare cu doi prin parcuriți. Tata era într-o parte și gemea copilul cealaltă. Tata se desmătișește primul. Se trăște pe coate până la copil și le ia în brațe și spune, dragul tate, dragul tate, spune ceva. Te doare? Dar copilul gemea rău și spune, tată, tată, eu mor. Nu se poate. Cum să mor? Mai de mine ce-am făcut? Și copilul spune încă o dată, tată, zi-mi o rugăciune că mor. Și tata se uită și spune, dar eu nu știu să mă rog. Tată, zi-mi o rugăciune că mor. Dar eu nu știu să mă rog. Eu n-am fost niciodată la biserică sau n-am prea puțin de biserică. Am crezut că tot ce contează în viața aceasta este să muncesc, să mă zbat, să fac o firmă, să fac bani, să fac o casă, să-ți dau o mașină nouă. Am crezut că tot ce contează este asta. Tată, zi-mi o rugăciune că mor. Și n-a putut să spun o rugăciune la moartea fiului său. Pentru că el a crezut că tot ce contează este lucrurile legate de pământ. În seara aceasta, îți spun o întrebare. Frate, soră și prieten drag, ești pregătit pentru cer? Dar se poate vedea din ceva? Dar se poate. Se poate vedea din trăirea ta. Cum e trăirea unui om pregătit pentru cer? Cu viață sfântă, cu frică de Domnul și cu așteptări legate de cer. Amin. În al doilea rând pe care aș vrea să-l avem în atenția noastră, în al doilea lucru, se mai poate vedea din ceva dacă ești pregătit pentru cer sau nu? Da. Se poate vedea din relația pe care o ai tu cu Dumnezeu. Și auziți foarte interesant ce le spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Revin înapoi și citim în continuare. Spune asta. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt, el aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îmi sfântase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul, unsul Domnului. Și el a venit în templu mânat de Duhul. Câteva lucruri. Omul acesta avea o relație cu Dumnezeu specială. Știți? Se poate vedea din trăirea ta, dar se poate vedea și din relația pe care tu o ai cu Dumnezeu, dacă ești pregătit pentru cer sau nu. Cum este relația unui om pregătit pentru cer? În primul rând, însemna comunicare. El comunica cu Dumnezeu. Însemna înștiințare. Dumnezeu înștiința pe el. Și însemna frecventarea templului. Pentru că Duhul înmâna al templului. Haideți să vă luăm felul. De dimineață ne-am uitat la câteva exemple a unor oameni care citeau Biblia foarte mult și care se rugau foarte mult. Știți ce înseamnă aceasta? Comunicare. Și dimineață ne-am lăsat provocat de mesajul acesta. Cât de mult ne rugăm și cât de mult citim noi. Nu cumva a venit diavolul și cearcă să ne fure tocmai timpul nostru de comunicare cu Dumnezeu? Dragii mei, nu cumva a venit diavolul și încearcă să ne pune timpul de rugăciune și timpul de citirea Bibliei, timpul de părtășire pe care trebuie să-l las cu Dumnezeu? Nu cumva nu prea am timp să comunic cu Dumnezeu? Dar noi vrem să fim în cer! Dar noi spunem că vrem să fim mireasa Lui! Noi am vrea într-o zi să fim cu Domnul! Dar nu avem timp de ea. S-a imaginat mireasă care vrea să mărite și n-are timp să-i spună, să comunice, să-i scrie, să-i dea telefon, să-i răspundă la telefon, să-i răspundă la scrisori, mirelui ei? Nu, acea căsătorie s-a desfac, acea nuntă s-a stricat, n-ar mai avea loc dacă nu există comunicare.
Apoi ne uităm aici și vedem că Duhul lui Dumnezeu îl înștiința. Dragii mei, frații mei din Biserica Baptistă din Media, ne mai înștiințează Dumnezeu astăzi prin ceva? Da, ne înștiințează. Ne înștiințează prin Cuvântul lui Dumnezeu, slăvită pe numele Lui. Tot ce are Dumnezeu nevoie să ne spună este scris aici. Dacă mai trebuia să ne spună Dumnezeu ceva, mai adăuga o pagină și ne mai spunea, dar tot ce avem nevoie să știm, ca să fim mântuiți, este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Doar eu să fac timp să-l citesc. Și apoi, în al treilea rând, iată, Duhul lui Dumnezeu rămâna. Unde te mână Duhul lui Dumnezeu? Pe tine. Atunci când sunt programe la biserică, atunci când este întâlnire de rugăciune, atunci când este poate zi de post, atunci când ar trebui să spui la alții, să-i chemi la evanghelizare. Dacă Duhul lui Dumnezeu este în viața ta, El te va mâna să te apropie de Dumnezeu și să te întâlnești cu El. Domnul să fie slăvit și Domnul să ne mine cu intenție. Amin. Aș vrea să mă duc un pic mai departe, pentru că aș vrea să ne oprim la al treilea punct. Se poate vedea din ceva dacă ești pregătit pentru cer sau nu? Da, se poate. Se poate vedea din trăirea ta? Trăirea ta spune dacă ești un om pregătit pentru cer. Se poate vedea din relația ta cu Dumnezeu? Relația ta cu Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu spune dacă ești un om pregătit pentru cer sau nu? Pentru că un om pregătit pentru cer, un om îndrăgostit de cer, un om care așteaptă nunta mielului, are o relație specială cu Domnul. Și nu mai poate. Cel mai important timp pentru el și dulce din zi este să petreacă cu Domnul și să aibă timp cu Dumnezeu. Dar mai este ceva. Se mai poate vedea și din mărturia ta. Știți, mărturia noastră pe care o avem afară ne poate spune dacă suntem pregătiți pentru cer sau nu. Cum era mărturia acestui om? Haideți să mai citim cu lui Dumnezeu. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mântuirea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îi simtase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el și îi poruncea legea, Simeon a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care se lumine din neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Cum era mărturia lui Simeon? Ce era pe buzele lui? Primul lucru pe care îl vedem aici este versetul 28. Pe buzele lui era binecuvântat. Atunci Simeon l-a luat în brațe și a binecuvântat pe Dumnezeu. Primul lucru pe care îl vedem despre mărturia pe care o are un om care este pregătit pentru cer este că cuvintele lui sunt speciale. Un om care este pregătit pentru cer, pe buzele lui, nu este altceva decât binecuvântare. Cuvinte de binecuvântare, cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, cuvinte prin care binecuvântează pe oameni, cuvinte prin care aduce binecuvântarea cu cei care stă de vorbă și cu cei care caută să-L cunoască pe Dumnezeu. Ce fel de cuvinte sunt pe buzele noastre? Știți că și aceasta spune dacă suntem pregătiți pentru cer? Ați auzit cumva de oameni care, atunci când sunt în biserică, sunt tare sfinți? Și când merg la servici mâine zi, orică am uitat aceste lucruri. Domnul Iisus spune că cei înăuntru aiese și afară. Cei înăuntru aiese și afară. În al doilea rând, pe buzele lui era binecuvântarea. Cum era mărturia lui? Cuvinte de binecuvântare. Dar în al doilea rând, auziți, mărturia nu uimea pe cei din jur. Știți ce a fost uimit de mărturia acestui om? De cuvintele pe care spunea acest om, inclusiv Iosif și Maria. Cine? Iosif și Maria. Iosif și Maria n-au fost oameni care să nu fie auzit lucruri extraordinare. Și la unul și la celălalt. Dumnezeu le-a vorbit direct prin înger. Dumnezeu a făcut lucruri mari cu ei. Au fost oameni care au experimentat lucruri mari. Dar spune aici cuvântul lui Dumnezeu, când au auzit mărturia lui Simeon, inclusiv Iosif și Maria, au fost mișcați de tot ceea ce s-a spus. Mărturia aceasta i-a uimit pe Iosif și Maria. Dar să vă spun o întrebare. Mărturia vieții tale, cuvintele pe care te le spui, uimesc pe cineva, îi fac să se apropie de Dumnezeu, să înțeleagă pe Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu, să vină cu intenție pe Dumnezeu. Și apoi, în al treilea rând, poate cel mai frumos și cel mai important, mărturia lui, nu numai că pe buzele lui era binecuvântare, nu numai că mărturia lui uimea pe cei din jurul lui,
Dar mărturia lui proclama mântuirea. Cuvintele care ieșeau pe buzele lui, subiectul principal al vorbirii lui, al mărturiei vieții lui, era proclamarea mântuirii. La versetul 30, înainte spunea astfel, când au văzut ochii mei mântuirea ta, pe ce au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel, cu alte cuvinte pe buzele lui, era binecuvântare, mărturia vieții lui lumea pe cei din jur, dar subiectul mărturiei lui era un singur. Mântuirea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă întreb. Care a fost subiectul pe buzele tale când te-ai întâlnit cu colegii tăi? Ultima dată când ai mers la lucru. Care a fost subiectul pe buzele tale când te întâlnești, sau care este subiectul pe buzele tale când te întâlnești cu vecinii tăi? Atunci când te vezi, poate mâine dimineață. Care este subiectul pe buzele tale când te întâlnești cu colegii tăi de la școală, de la facultate, de la serviciu sau din altă parte? Nu cumva ne lăsăm prinși de atâtea alte subiecte fără importanță, ci lăsăm prinși de atentate, ne lăsăm prinși de alte nenorociri care și ele, într-adevăr, trebuie tratate și ne cutremurăm când le vedem, dar poate nu mai avem alte subiecte decât despre acestea. Și cel mai important subiect, dacă Domnul mai Dumnezeu spune, se poate vedea dacă un om este pregătit pentru cer sau nu, dar se poate vedea și din mărturia lui. Un om pregătit pentru cer nu va avea subiecte mai importante decât să spună și alții. Să spună și alții de mântuire. Să spună și alții că există o cale prin care poți să fii într-o zi în cer. Să spună și la cei dragi, să spună și la prieteni, să spună și la dușmani, dacă vreți, că Domnul Iisus Hristos ne-a pregătit soluția să putem să fim într-o zi în cer, să fim mântuiți, slăviți să fie numele Lui. Așa să încheie cu două întâmplări și apoi o concluzie. În primul rând, două întâmplări despre mărturie. Am auzit istoria unui om, și anume, era un om care se numea Robert Woodruff. Omul acesta a ajuns la conducerea companiei Coca-Cola prin anii 40-50. Cu toții cred că ați auzit de Coca-Cola. Este cineva care n-a auzit de Coca-Cola? Sau care n-a băut Coca-Cola? Noi am băut și astăzi Coca-Cola. Nu vreau să fac reclamă la Coca-Cola. Vreau să vă spun că apa noastră e mai bună decât Coca-Cola. Și nu uitați că România deține 33% din izvoare de apă minerală și izvoare de apă bună din Europa, și la noi în țară. Slavă Domnului, dar o țară binecuvântată. Apa e mai bună decât Coca-Cola. Dar vreau să ajung undeva. Coca-Cola este o băutură răcoritoare care este foarte cunoscută. Să știți că atunci când a fost inventată un farmacist, în 1800 și ceva, n-a fost așa de cunoscut. Când a ajuns omul acesta la conducerea companiei, era prea puțin cunoscut. Era imediat după război, în timpul războiului. Erau atâtea probleme și el și-a pus un deziderat. Și-a fixat în cer și-a spus așa, în timpul vieții mele, adică cât eu voi trăi și voi conduce compania aceasta, vreau următorul lucru, să nu existe familie pe fața Pământului care să nu se avut măcar o dată în viață o sticlă de Coca-Cola pe masa lui. Acum vreau să vă spun ceva. Cum am avut eu prima experiență cu Coca-Cola. Știți că pe vremea când eu eram tânăr și eram lițean, nu prea era Coca-Cola. Era ceva Pepsi, Cola, dar nu era nu știu ce. Mai era Chico și, nu mai știu, Bridgeport. Erau câteva băuturi din acestea care le căutam. Dar am auzit noi, eu făcând liceu în Arad, am auzit că se poate cumpăra Coca-Cola adevărată de undeva din Arad. Știți de unde? În gară. Erau trenurile internaționale care treceau prin Arad, erau de la Curtici și mergeau mai departe și ieșeau în Bulgaria și duceau poate la Greci. Erau trenurile astea și dacă mergeam și aveam suficiente mărci germane, ăstea băteam un geam și spuneam Coca-Cola. Și ne vedeau o dosă de Coca-Cola adevărat. Și acum imaginați ce făceam tot de bani, ziceam ce puteam, făceam tot de bani, mergeam acolo în geam, ne vedeau o dosă de Coca-Cola și o deschideam. Credeți că o beam toată o dată? Nu, o săptămână tot beam câte un pic, câte un pic. Trebuie să simțim gustul ăla, ce gust mai simțeai după o săptămână, nu știu, dar noi asta făceam că era scumpă și am vrut să bem Coca-Cola. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Am fost în Australia, în Melbourne și în Perth, până în Vancouver de Canada și în toată America, până în capătul celălalt, în Seul și până în orice parte a Europei, dacă vreți în Moldova, până la Palanca, ultima localitate, la granița cu Odessa, Ucraina, peste tot am văzut
Coca-Cola. Acum două săptămâni am avut un om din Africa la noi în casă și el mi-a spus că este Coca-Cola și noi. Știți ceva? Mi-am dat seama că omul ăsta și-a îndeplinit desideratul. Coca-Cola a ajuns să fie o băutură răcoritoare atât de cunoscută încât probabil nu este nimeni care să nu fie auzit de ea și probabil nu este casă în Mediaș care să nu fie avut măcar o dată în viață o sticlă de Coca-Cola pe masa lor. Pentru că un om și-a spus, vreau să fac lucrul acesta. Acum vreau să spun ceva. Știți ce mesaj ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos? Acum 2000 de ani, acum 50 de ani. Să ducem cuvântul lui Dumnezeu, care e mult mai valoros decât o sticlă de Coca-Cola, ducem cuvântul lui Dumnezeu la cei din jurul nostru, la cei din casele noastre. Și vreau să spun că s-ar putea să fie aici, în Mediaș. Să fie aici, în Mediaș, cineva care niciodată n-a avut în casa lui Scriptura pe masă. Dar poate că a avut o sticlă de Coca-Cola. S-ar putea să fie cineva care niciodată n-a avut Scriptura în casa lui și n-a citit-o niciodată. Deși de 2000 de ani, în viitor, ne spune Duceciu, ce faceți-o de Dumnezeu? Dar s-ar putea ca în fiecare casă să fie fost o sticlă de Coca-Cola. Nu cumva mărturia noastră ar trebui evaluată în seara aceasta? Nu cumva ar trebui în seara aceasta să spunem, Doamne, ajută-mă pe mine, cel care vreau să fiu pregătit pentru cer, în așa fel să trăiesc încât din viața mea, din trăirea mea, din relația mea cu tine, și mai mult decât atât, din mărturia pe care o am pe buze, să se poată vedea că tu ești Domnul meu și ești Mântuitorul meu, o, dar s-ar putea să-mi spui, știi ce, frate, eu nu știu ce să spun. Eu am așa de mică mărturie, așa de slabă. Eu sunt un om bătrân, ca o femeie bătrână. Ce să spun la cei dragi ai mei, care sunt cu școală, cu facultăți? Ce să spun la vecinii mei, care sunt oameni de afaceri? Ce mărturie, prea mică mărturia mea, pe care eu pot să o duc mai departe? Am și pentru aceștia o întâmplare. Am citit că odată o fetiță a găsit undeva pe jos o pagină de revistă. Și acum pe pagina de revistă era o imagine și în imaginea aceea era un tătic, o mămică și o fetiță cam de vârsta ei care se țineau cu trei de mână în jurul unui scaun și se rugau. Fata asta, după ce a găsit pagina aceea, nu mai putea de dragul acelei poze. Se uita fiecare zi la poză și spunea cât de frumos este la oamenii aceștia acasă. Uită și mămica, uită și tăticul, uită și fetița, se țin de mână și se roagă. La ea acasă știți ce era? În fiecare ceartă, în fiecare seară ceartă și scandal și probleme. Și într-o zi, fetița asta mică s-a hotărât să meargă la mama și să-i spune despre poza pe care a găsit-o. Și merge la mama și spune, mamă, aș vrea să spun ceva, am o fotografie să-ți arat. Cine fotografie tu mai așa face și tu că vrei să mama va să-ți cap și a luat-o și a alungat-o de acolo și a plecat suspinând în camera ei și a pus poza sub perină. Și a mai trecut câteva zile. Și într-o zi a crezut că ar putea să spună la tata. Și s-a dus și a zis, tată, uite, am o fotografie, să spun ceva despre ea. Să mă lași în pace și tu vii ca mai de la mă bază la cap. Tu te de ce să nu te văd. Și a alungat-o și el. Și a plecat din omul în cameră suspinând. După câteva zile, parcă trezit așa ca dintr-un somn. Părinții spun, măi, și la tine a venit fata și a vrut să ne arate ceva, o poză, da și la mine și nu m-am mutat nicio. Dar ce-a vrut să ne spună? Nu știu. Dar să o chemă. Și o cheamă pe ea. Și spune, ce ai vrut să le spui? Și o cheamă acolo și îi spune, fata aduce repede poza și spune, tăticule, uite, am găsit o fotografie în revista asta. Și uite, aici este un tătic ca și tine. Și mămică, uite, aici este o mămică ca și tine. Și e o fetiță ca mine. Tăticule și mămică, uite, ăștia se țin de mână și se roagă în jurul unui scaun plecat pe genunchi. Și ce-i cu asta? Eu m-am întrebat doar atât. Tăticule și mămică, cum ar fi la noi în casă, dacă noi ne-am ține pe mânuțe și ne-am rugat? Și, dragii mei, la atâta predică, n-a trebuit mai mult. Atâta predică a fost de ajuns ca să cadă în genunchi și tata și mama și să spună, dacă avem nevoie de ceva în familia noastră, avem
templului Domnului Iisus Hristos. Și în momentul acela s-a pus pe genunchi, au chemat și pe Ghita, s-au pus în jurul unui scaun și s-au rugat și ei, iar duminică dimineața de mâine fost trei, s-au dus la adunare, s-au dus la biserică și au lăsat pe Domnul Iisus Hristos să fie Domnul și Mântuitorul lor. De ce? Pentru că a fost o fetiță mică, cu o mărturie micuță, dar care a avut curajul să o spună. Și a murit și a salvat familia ei. Dragii mei, oameni pregătiți pentru ce? Simeon declară că este omul care este gata să plece. Dar știți ceva? Cu toate că avea o viață sfântă, cu toate că avea o relație specială cu Dumnezeu, cu toate că mărturia lui era despre mântuire și despre Domnul și despre venirea lui, n-a putut să declare, sunt pregătit, până în ziua când s-a întâlnit personal cu Domnul Iisus Hristos. Până în ziua când l-a luat pe brațe, pe pruncul Iisus. Dragul meu, prieten și ascultător, nici tu nu vei putea să spui sunt pregătit până în ziua când nu vei lua în brațe pe Domnul. Dar astăzi nu mai ești un prunc. Astăzi te ia El pe tine în brațe. Astăzi vrea să vină în viața ta și vrea să fie Domnul tău și Mântuitorul tău. N-ai vrea seara aceasta să spui, Doamne, vreau să mântuiesc și viața mea? N-ai vrea seara aceasta să spui, Doamne, nu-mi doresc altceva decât să fiu și eu pregătit pentru cer? Doamne, nu-mi doresc altceva decât și eu împreună cu cei dragi ai mei, într-o zi când tu ți-ai luat pe tăi acasă, să fim și noi cu tine în gloria cerească? Dacă da, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, așa cum stăm pe câmpie în carină, Dumnezeu și ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, vrem să-ți mulțumim frumos, pentru că în seara aceasta am putut să stăm din nou în fața cuvântului tău. Doamne, îți mulțumim frumos că în seara aceasta ne-am uitat în Scriptură și ne-a arătat că nimic nu este mai important decât să fim oameni pregătiți pentru cer. Doamne, e pus înaintea noastră un om care a putut să declare că el a fost pregătit pentru cer. Ne-am uitat la viața lui și am văzut că avea o trăire cu frică de tine, avea o trăire cu viață sfântă, avea o trăire cu așteptări importante legate de cer. Doamne, te rog în seara aceasta, binecuvintează-ne și pe noi și ajută-ne să verificăm trăirea noastră. Ajută-ne să verificăm relația noastră cu tine și ajută-ne să verificăm în mod special mărturia pe care o avem. Doamne, dacă sunt aici frați și surori, care în seara aceasta și-au dat seama că poate trăirea lor este ceva de rezolvat la ea și ceva de completat și poate sunt lucruri care nu sunt după voia ta și poate trăirea noastră nu arată încă că suntem cu adevărat oameni pregătiți. Doamne, te rog să ne ierți, te rog să ne schimbi, te rog să ne sfințești, te rog să ne ajuți ca așteptările noastre să fie legate de cer. Te rog, Doamne, să faci mai departe ca relația noastră cu tine să fie una după voia ta. Doamne, mântu-ne dimineață și aștepte la noi. Te rog să ne ajuți la lucrul acesta. Și mai mult, Doamne, te rog să ne ajuți ca mărturia noastră. Mărturia noastră să fie una care să vorbească despre mântuirea ta. Doamne, nu este subiect mai drag, nu este subiect mai scump decât acesta, să te vestim pe tine că ești Domnul și Mântuitorul lumii. Doamne, avem atâția oameni nemântuiți în jurul nostru. Am, Doamne, familia mea, te rog să ai milă de ei. Avem în familie noastră, avem între cei dragi noștri, avem între vecini, între rudenii, avem între colegii noștri. Îndură-te că rugăm de ei. Și chiar în seara aceasta vorbește-ne pe nume. Doamne, te mai rog frumos în seara aceasta. Pentru toți aceia care sunt aici și sunt ascultători și prieteni ai cuvântului tău, Doamne, dacă în seara aceasta au înțeles că vor și ei să fie oameni pregătiți pentru cer și au înțeles că trebuie să înceapă prin a te primi pe tine ca Domnul și Mântuitorul lor, Doamne, te rog să-i ajut în seara aceasta să iau o decizie pentru tine. Și în timp ce stăm cu capul plecat, aș vrea să mă rog în final și să ne rugăm pentru cei care în seara aceasta vor să spună Domnului, Doamne, vreau și eu să fiu un om pregătit pentru cer. Acolo unde ești, dacă tu vrei lucrul acesta câteva secunde, ridică-ți mâna în sus și spune, Doamne, aici sunt și eu, ajută-mă și pe mine să fiu pregătit pentru cer. Este cineva în seara aceasta care vrea să spună Domnului, Doamne, și eu vreau cerul și vreau să fiu împreună cu cei dragi ai tăi și vreau să fiu cu tine slava ta cerească? Aș vrea să te rugăm pentru tine ca Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, familia ta, pe cei dragi ai tăi și să-ți dea putere să slujești pe Dumnezeu toată viața ta. Mă uit în sală, mă uit spre balcon, mă uit spre dumneavoastră, eu nu vă cunosc. Dar știu că Dumnezeu care te cheamă pe nume și poate te-a chemat de multe ori, îți spune în seara aceasta încă o dată, te vreau și doresc să fii și tu în cer cu mine. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, vreau să fii și Domnul și Mântuitorul meu? Dacă este cineva, ridică-ți câteva secunde mâna. Sau, dacă nu poți ridica mâna, măcar privirea, să te putem vedea și să ne rugăm pentru tine. Este cineva care vrea să spună Domnului, Doamne, vreau și eu să fiu pregătit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Puteți lăsa mâna jos. Dacă mai este cineva,
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu nu vreau să insist, dar n-aș vrea să spun în ziua aceea, frate, numai o singură dată dacă mai întrebai. Eram și eu acolo. O singură dată dacă mai întrebai. Întrebeți ultima dată. Vreau să vă spun, a fost un mare predicator pe nume Moody, care predica în Chicago și care a zis, nu-i chem pe oameni, nu-i provoc la o decizie în seara aceasta, o să o fac mâine seară. Sau la sfârșitul campaniei de evanghelizare din săptămâna aceasta. Și mâine seară n-a mai fost. Pentru că noaptea aceea a fost cel mai mare incendiu din orașul Chicago. Și din cei 6.000 de oameni care ascultau, aproape jumătate au ars în incendiu și n-au mai apucat o zi de mâine. Că poate să-i spună lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb pentru ultima dată, prieten drag, dacă ești aici și vrei și tu cerul, spune-i Domnului, Doamne, îndură-te și de mine și de viața mea. Mai este cineva aici? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Doamne, îți mulțumim frumos. În seara aceasta, Tu ești Dumnezeul nostru care poți lucra mântuire. Doamne, în seara aceasta ești Dumnezeul care poți să te înduri de sufletele care poate au ridicat o mână sau privirea spre tine și poate doresc din toată inima și poate n-au curaj sau putere, dar doresc din toată inima să fie și oameni pregătiți pentru cer. Doamne, ajută-te să înțeleagă că vestea bună a Evangheliei tale le-a vorbit și lor în seara aceasta. Că Tu ești Dumnezeul care poți da mântuire. Și nu trebuie să dorim nimic altceva de la viața aceasta decât să ajungem să fim pregătiți pentru cer. Te rog să binecuvintezi aceste suflete. Amin. Vreau să mai pun o întrebare. Nu știu cine ești aici. Dar în seara aceasta simt că trebuie să mă rog pentru cei care poate trec într-o problemă specială. Eu nu cunosc problemele tale. Nu cunosc nevoile. Nu cunosc boala, suferința sau examenul sau necazul care stă înaintea ta. Dar poate seara aceasta ca și orbul acela din brațul drumului. Ai simțit nevoia să strigi și tu, fie că ești frate sau soră sau ești prieten, ai simțit nevoia să strigi, Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine. Dacă este cineva care vrea să facă lucrul acesta, în seara aceasta Domnul să se atingă de el, de casa lui, de cei dragi lui, acolo unde ești din comună și spune, Doamne, ai milă și de mine. Domnul să vă asculte și să vă binecuvânteze. Doamne, stăm înaintea ta și îți mulțumim frumos pentru mâinile care s-au ridicat, pentru că știm că Tu ești Dumnezeul care poți. Poți da adinare, poți da vindecare, poți da binecuvântare, poți cerceta. Doamne, fă lucrul acesta în seara aceasta. Tu ești același ieri, azi și în veci. Ești Dumnezeul care poți să te alinge toate mâinile acestea. Te rog să le apuci și să le pui picioarele pe stâncă. Și fie că este un necaz sau o problemă sau orice lucru greu în viața lor pe care singurul pot trece. Doamne, ajută-ne să-l putem vedea rezolvat împreună cu Tine. Vreau să mai pun o ultimă întrebare și apoi vreau să încheiem. Dacă este cineva în seara aceasta care are acasă un suflet drag, pe care poate ai vrut să-l chem în seara aceasta, sau poate l-ai și chemat, dar n-a vrut să vină. Și ar vrea ca în seara aceasta Dumnezeu, acolo unde este, să-l caute și să-i vorbească încă o dată. Dacă ai pe cineva drag și trebuie ca Domnul să-i vorbească încă o dată, ridică o mână sus și spune, Domnule, Doamne, am și eu pe cineva. Domnul să vă binecuvânteze și să vă asculte.